Hello! Buona de diminnața! Buona diminnața, soare! Da, ce faceți? Toată lumea bine? Astăzi am mult de filmat. Este o zi pe care mi-am rezervat-o eu așa pentru filmat. Am venit și cu gălata de cafea, cum ziceam, în daily vlog-ul pe care îl filmez în paralel cu ăsta, care daily vlog s-ar putea să vină înaintea acestui Get Ready With Me, cel puțin în planul meu de mintea mea, așa este. Așa că, da, dacă a apărut daily vlog-ul înainte de Get Ready With Me, îl las în descriere. Ziceam de găleata cu cafea, adică o cană serioasă, țapănă de cafea. Vă invit și pe voi să vă luați, pentru că avem astăzi un Get Ready With Me. M-am gândit eu, odată, pentru că am observat că vă plac foarte tare Get Ready-urile astea With Me și mai ales când povestesc, nu neapărat când vă arăt și că mă machiez, că de regulă eu mă machiez la fel, adică am același machiaj, același stil de mă machia, nu prea schimb mare lucru, așa că în materie de produse sau de machiaj nu fac nimic deosebit, dar povestim și am senzația că vorbesc cu voi ca cu prietenele mele, cum stau cu ele de vorbă, ca și cum aș sta cu ele. Și să știți că în perioada asta, de când cu pandemia, stăm mai mult pe telefon, adică n-ar fi mare diferență între ce fac acum și ce fac cu ele, doar că ele îmi răspund rapid, voi îmi răspundeți puțin cu întârziere, dar nu-i problemă, bine și așa. Și am observat că vă plac clipurile astea, ziceam. Și azi să mai fac încă unul, dacă tot mi-a rezervat ziua de astăzi pentru filmat, am multe clipuri în minte, Doamne ajută să-mi și iasă măcar o jumătate din ele, să fac acest Get Ready With Me. Și pe lângă asta am o restanță mare la voi din ianuarie, decembrie, ianuarie, ceva de genul ăsta, ceva pe acolo, nu știu, ceva, cred că de la ultimul Get Ready With Me, cred, dacă mi-aduc eu bine aminte, care a fost nu știu când, că nu țin cont de chestia asta. Vă ziceam de întrebări, vă promiteam un Q&A și am zis hai să îmbin utilul cu plăcutul și să fiu și practică pe deasupra și să facem așa, Get Ready With Me, Q&A. Nu știu dacă am să reușesc Q&A-ul să-l cuprim pe tot, pentru că între timp s-au adunat foarte multe întrebări, că am tot zis că fac Q&A-ul și nu l-am făcut. Și dacă nu reușesc să răspund la toate întrebările, facem și o parte a doua. Întrebări, da? Deci vă anunț pe final de clip dacă facem o parte a doua sau dacă am reușit să termin toate întrebările. Zic să încep până una alta să mă și așa, dar aș fi bine să încep prin a-mi pune niște picături în ochi, că... Ah. Niciodată nu-i plăcut să-ți pui picături în ochi, băți, la vii. Trebuie să-mi pun niște picături ca să hidratez ochii, că sunt foarte uscați. Acum că vine primăvara, sau mă rog, a venit, finally, și primăvara, am nevoie de și de și mai multă hidratare la ochi. Ah, și da, știu că nu așa se pun picăturile, dar așa reușesc eu să mi le pun singură. So don't judge me, am niște picături care vin cu pompiță din asta cu spray și poți să-ți dai pe pleoapă cu ele ca să fie mai ușor. Bărbăt, că am nevoie și nu așa bețe. Excesul de picături, fiind spray, automat e un exces de lichid. Așa, și am niște picături cu acid hialuronic. Da. Bun. Și ziceam că facem și un Q&A. O să-mi pun bentița asta. Inițial aveam de gând să-mi prind părul, dar o să-mi pun bentița asta ca să fiu și eu mai fancy așa. Dacă vi se pare că am coarne de la bentiță, chiar așa este, pentru că era o bentiță din aia de Crăciun care avea niște zurgălăi și pe care i-a confiscat Udi, because why not? Așa, și hai să dăm drumul la întrebări, zic. Prima și prima dată, da, corect. Cea mai importantă și cea mai arzătoare întrebare dintre toate câte există și mi se pare firesc că trebuie adresată prima dată, uitați așa, trebuie rezolvat acest subiect, este ce face Udi, sau mă rog, să repetă, ce face Udi sau ce fac... pisoii mei, fac bine, fac foarte bine, mai ales la ora asta, fac extrem de bine, însemnând că dorm, amândoi, fiindcă au muncit foarte mult, în special Jiminy a fost, a muncit non-stop, de o săptămână muncește non-stop, mănâncă o pline acasă, mănâncă o dată pe zi și după aia pleacă și prin urmare trebuie să se refacă, acum este în perioada în care se reface,
Și da, suferă, suferă, suferă greu, grav. Acum este chiar învelit în păturica lui, este înfășurat în păturică. Pentru cine nu știe, Jiminy este motanul meu negru. Cam doi motani, unul alb și unul negru. Este motanul meu negru și este răsfățatul casei, este prințul, este puiul meu cel mic și scump și drag. Și are păturica lui, pentru că el a fost luat de la mămica lui și a aruncat pe străzi când era foarte mic, însemnând că nu era înțărcat, avea cred că 3 săptămâni, nici o lună nu avea. De-abia a început să meargă, adică la modul ăsta. A rămas cu ticul ăsta să molfăie la păturică, crezând că așa mai bea și el lapte de la mămica lui, dar nu. Este foarte atașat, chiar dacă acum face 2 ani. Peste o lună și ceva, 2 luni, face 2 ani, este foarte atașat de păturica lui și chiar și când pleacă mult timp, vine măcar o dată pe zi să o vadă, să morfă măcar 5 minute la păturica lui, pentru că este foarte importantă păturica lui. Udi este prințesa casei, este pisica mea, care este neagră, este neagră și are șosete albe și mustăți albe și este o nebună. Deci... Mai nou, ultima ei ispravă, cea mai nouă ispravă pe care a făcut-o, a fost că ieri dimineață, că s-a schimbat ora, m-a trezit la 5:30 și eram zic, wow, ce copil cu mine mă trezește la 5:30, dar de fapt era 4:30 pe ora veche. Și m-a trezit și pentru că n-am vrut să mă duc să-i dau de mâncare imediat cum a solicitat ea, a deschis șifonierul, având ușile din alea care se glisează. A deschis șifonierul, bagă lăbuța, a învățat să bage lăbuța pe lângă ușă, ușor, ușor, așa. Și insistând, se mișcă ușa, că se mișcă foarte ușor. Și a băgat lăbuța acolo și a început să tragă de hainele, de pe umerașe, să-mi dea hainele jos de pe umerașe, ceea ce mi se pare firesc, adică așa. Și după ce am alungat-o de acolo, din partea aia de șifonier, s-a dus în partea cealaltă de șifonier, unde sunt rafturile, și a început să dea hainele jos de pe rafturi, because why not? Da, asta a fost ieri, dimineață. Și în rest este foarte bine, a alergat, s-a jucat, se joacă, face tot felul de prostii, adică este o pisică foarte, foarte veselă, cu un temperament absolut fascinant, fantastic chiar. Este foarte încăpățânată, ca o tăuroaică adevărată, de ce este, pentru că Udi este tăuroaică, Jiminy este German. Este o reprezentantă desăvârșită și de frunte a taurilor, unde altfel și trebuie să fie. Și da, e foarte încăpățânată, dacă nu faci ce vrea ea, deci nu contează că moare universul, nu contează că mor eu, că nu, ea trebuie să-și atingă scopul și perseverează întotdeauna în chestia asta. Bun, acum că m-am pus la curent cu vedetele noastre, poate o să ne onoreze cu prezența cât filmez, dacă nu-i vedeți în vloguri. Hai să trecem la următoarea întrebare. Crezi că ar fi fost diferită viața ta fără problema de vedere? O, da! Da. Da, pentru cine nu știe, eu am o malformație la ochi, la ambii ochi. Este o malformație congenitală care mă împiedică să văd, care chinuie existența în fiecare zi. Și despre care, dacă vreți să aflați mai multe, vă povestesc într-un clip separat și sper să nu uit să-l pun în descriere, dacă nu-l găsiți la mine pe canal, în orice caz. Și acolo vă explic un pic mai în detaliu cam care sunt problemele. Dar da, cu siguranță ar fi fost viața mea diferită dacă n-aș fi avut problemele de vedere. În primul rând, nu m-aș mai fi chinuit atât, n-aș mai fi depins constant de toată lumea, spune-mi și mie ce scrie acolo, zi-mi și mie prețul ăla. Nu m-aș fi certat cu toată lumea pe principiu, dar nu vezi, că mi se spune constant asta, da, nu vezi, e, uite că nu, tocmai, să nimeni una care nu vede, probabil aș fi avut și permis de conducere și aș fi reușit să conduc și aș fi fost mai independentă, nu știu, sunt foarte multe lucruri. M-a afectat de-a lungul timpului malformația, nu doar la
nivel de, nu știu, moral, ca să zic așa. Chiar punem mari probleme în fiecare zi și la serviciu și peste tot și când sunt pe stradă și chiar ieri eram în curte și aveam impresia că este Woody undeva. Aveam impresia că e Woody și de fapt era capul lui Zdreanță, dar pentru că era la o distanță mai mare de 10 metri, eu nu-mi dădeam seama și mișca Zdreanță și mișca capul și am crezut că e Woody, dar de fapt era capul lui, se vedea cumva separat, îl vedeam separat, ca să înțelegeți. Și funcționez foarte mult pe orientare, funcționez foarte mult pe... mă bazez foarte mult pe auz, ca și nevăzătorii clasici, să zic așa. Sună rău și îmi pare rău. Aha, da, deci cu siguranță viața mea ar fi fost mult, mult diferită de ce e acum, dacă nu aș fi avut problemele de vedere. Chiar apropo de asta, mi-am dat seama recent, mergând la studio, la emisiune, mi-am dat seama că mașinile electrice sunt foarte periculoase pentru noi, cei care avem probleme de vedere, în mod special, pentru că era să fiu călcată de o mașină din asta electrică și eu nu știam că e lângă mine. Adică, mă rog, era să fiu călcată, impropriu spus, dar l-am cam încurcat pe șofer, în sensul că el săracu a stat după mine și l-a așteptat să trec ca să poată și el să treacă, că eram într-un spațiu în care încercam să traversez o parcare. Și, e nasol. Pe lângă asta, iarăși încă o chestie pe care am analizat-o săptămâna trecută a fost că pe mine, porcăriile alea pe care știu că cei mai mulți le detestă, de fac zgomot la trecerile de pietoni, mă ajută pentru că nu văd semafoarele, nu văd de multe ori lumina de la semafor, ce culoare este, sau, nu știu dacă ați observat în ultima vreme, ceea ce mi se pare foarte periculos și nu înțeleg de ce nimeni nu ia măsuri în sensul ăsta, semafoarele sunt orientate în altă direcție. Îl vezi fiind pe partea cealaltă a străzii, să-l vezi normal, el este cumva învârtit așa în intersecție. Cineva umblă la ele, bănuiesc noaptea, teribiliști din ăștia care să-și facă și ei de lucru. Pentru că, de exemplu, eram... Unde, doamne, eram? A, la Unirii, știți, acolo unde era DM-ul, încercam să trec de pe partea aia unde e Gogoașa Înfuriată, încercam să trec acolo, pe partea aia unde e DM-ul, de fapt, traversasem deja podul și încercam de pe partea cu podul să trec pe partea elaltă unde era DM-ul și nu vedeam semaforul pentru că el era orientat așa, invers, adică era cumva spre stradă, nu știu, era spre intersecție orientat, de parcă l-aș fi putut vedea cineva din intersecție. Și bănuiesc, nu știu, nu bag mâna în foc, dar bănuiesc că asta este o chestie făcută de unii care n-au de lucru noaptea, adică se plimbă pe străzi și s-apucă să se joace sau pur și simplu cineva reglează prost semafoarele, ceea ce e și mai grav. Pentru că efectiv niciun om normal care ar fi văzut normal n-ar fi putut să vadă ce culoare este semaforul. Îți dai seama de culoarea semaforului doar dacă te uiți la cel pe partea ta, dacă poți să-l vezi, sau dacă vezi că se opresc mașinile. Și la noi mașinile nu prea se opresc decât dacă văd că pietonii au început să meargă la o trecere de pietoni. Da, poți să stai foarte mult acolo, ce să zic. Dar da, cu siguranță. Și observ că mă lungesc foarte tare cu răspunsurile. Hai să trecem mai departe, ca să ajungem și noi undeva. Așa, ești o persoană care se răzgândește ușor? Nu. Nu. În ceea ce privește luarea unei hotărâri, sunt momente în care mai am dubii sau sunt momente în care, nu știu, mă consult cu cineva sau încerc să nu iau hotărâri pripite, deși iau și eu hotărâri pripite, că dar da, nu sunt om, nu sunt robot. Când am luat o hotărâre, rămân pe aia. De foarte multe ori, dacă am decis ceva, rămân pe decizia aia chiar dacă știu că e una proastă. Adică, nu tot timpul, adică, na, îmi dau seama că sunt situații în care poate trebuie să schimb decizia, dar, în general, când am decis ceva, așa rămâne la mine. Adică, nu, dacă am zis nu, nu rămâne. Nu eram. Știu că aveam problema asta foarte des cu colegii în liceu, pentru că
Eu eram, da, și recunosc că eram acel gen de coleg, de colegă, care nu prea dădea temele. Știu, mulți o să mă înjurați. Nu prea dădea temele, nu lăsa pe alții să copieze după ea, nu era foarte, adică eram dispusă să te ajut dacă aveai nevoie de ajutorul meu și îmi spuneai vino, ajută-mă și pe mine, te rog frumos, la asta, fă-mă să înțeleg mai bine, explică-mi și mie asta, eram acolo, adică nu puteai să îmi ceri orice, că te ajutam, dar sau dăm și mie nu știu ce, dăm ceva, dar în momentul în care venea vorba de copiat, de astea, nu copia. Și în momentul, toată lumea știa că în momentul în care le spunea nu, de atunci era o problemă pentru ei, era nu. Adică puteau să încep să se dea, dacă urmează și și așa sunt și acum. În momentul în care am luat o decizie, foarte, foarte greu mă întorc asupra deciziei alea. Adică foarte greu mă răzgândesc. Numai să îmi dau seama, logica să-mi spună că e mai bine de a doua variantă. Altfel nu mă răzgândesc, sub nicio formă. Și dacă nu o decizie, rămân pe ea. Nu știu, așa m-am format și mi se pare că e mai bine așa, cel puțin pentru mine. Uneori e bine, uneori poate nu e bine, dar nu mă răzgândesc ușor și nu îmi schimb deciziile ușor. Care este parfumul tău favorit? Mi se pune destul de des întrebarea asta. Îmi plac mult parfumurile de la Burberry și am mai zis chestia asta, sunt parfumurile și acum, de exemplu, sunt dată cu Burberry Brit. Și toată viața mea acum miroase Burberry Brit. Îmi plac mult parfumurile de la Burberry pentru că simt că mă reprezintă și sunt parfumurile care rezistă cel mai bine pielea mea, adică nici nu se transformă, sunt și cele mai rezistente. Și cumva, nu știu, notele lor care sunt mai elegante, mi se pare că sunt diferite notele de la Burberry, cel puțin alea clasice, parcă mă reprezintă. Deci, Burberry Brit, mai Burberry, îmi place foarte mult, cam astea. Ce părere ai de cancel culture? Nu am o părere, am multe păreri legate de cancel culture. Așa... Dar cred că nu avem noi timp toată ziua să vă explic eu părerea mea sau opiniile mele în totalitate despre cancel culture. E un fenomen, adică e un fenomen care a venit odată cu accesul ăsta la comunicare și accesul ăsta la spune orice, oricând, orice strece, mai ales sub incidența anonimatului, ca să zic așa. E un fenomen care s-a dezvoltat. Poate să fie un soi de filtru, cancel culture, adică, sau ideea de a-ți spune părerea într-un mod cumva brutal, într-un mod în care poate în mod normal nu l-ai spune, dacă ai fi față în față cu o persoană, poate nu ți-ai spune părerile așa. Dar mi se pare că iarăși este o zonă în care se poate exagera foarte tare. Ce mă deranjează personal la cancel culture este că a devenit un soi de extremism. Adică nu mai poți să spui ceva, că gata, trebuie să vină cineva să dezmintă ceea ce zici și prin urmare să te anihileze. A devenit un soi de neonazism, ca să zicem așa. Adică dacă tu nu ești de acord cu mine, dispari. Dacă, nu știu, nu faci cum îți zic eu, dispari. Dacă nu sunt de acord cu tine, ești prost. Da, e bine că sunt anumite aspecte pozitive care au venit odată cu cancel culture, în sensul de au mai potolit anumite derapaje ale unor oameni care aveau impresia că chiar toată lumea e cu ciungă în păr, dar iarăși e un fenomen care scapă ușor de sub control și începe să devină violent. Și asta e deranjant, cel puțin pentru mine. Bârâbă, îmi fac sprâncenele și bârâbă, gata, sprâncene făcute. Da, revenind la ce ziceam, nu sunt de acord nici cu ideea că dacă nu ai o idee, dacă nu ai o părere bună, să nu ți-o spui.
sau mai bine țineți opiniile pentru tine, pentru că ajungem într-un punct în care nimeni nu mai zice nimic de frică să nu greșească, dar nici cu ideea că, bă, știi, dacă nu ești, dacă părerea ta nu coincide cu a mea, ar trebui să dispari. Nici cu asta nu de acord. Înțelegeți? Și ce este cel mai deranjant, cum ziceam, la chestia culture este tocmai faptul că a început să ia o turnură de asta violentă. Gen, nu-ți convine ceva, începi și ți-a smuți, în cazul unora, urmăritorii asupra lucrurilor care nu-ți convin și cineva mă vâzâie. Am uitat să dau asta pe silent, ia stați că mă cheamă. Deci e foarte ușor să, în ziua de astăzi, să manipulezi oamenii, să dai naștere la tot felul de reacții în lanț. Da, deci hai să nu mai fim atât de stricți. Și încă o chestie, că tot îmi vin acum în minte tot felul de lucruri. Oamenii care sunt foarte înrăiți în ceea ce privește cancel culture au impresia că sunt judecători și că sunt dumnezei și că ei sunt fără pată. Ori să ne aducem aminte că nu, toți greșim. Da? Adică, într-adevăr, sunt greșeli mai mici, sunt greșeli mai mari, sunt greșeli care poate n-ar trebui să se întâmple, dar toți greșim. Și nu știu dacă noi, ca oameni, trebuie să începem să judecăm ce fac alții, știți, și să îi tragem la răspundere. Da. Noi putem să ne protejăm altfel de lucrurile astea, putem să ne protejăm negirând cu banii noștri, negirând cu vizualizările, cu timpul nostru, cu atenția noastră, deci așa putem să taxăm anumite lucruri. Nu trebuie neapărat să intri pe un grup, să faci scandal, să împrăștii cu hate, să... Nu, dacă vrei să nu mai aibă un anumit om succes, dacă te deranjează succesul omului respectiv și te roade că de ce are succes, nu-i mai cumpăra produsele, nu mai vorbi despre el, nu-l mai băga în seamă, nu te mai uita la el, ignoră-l în totalitate. Și dacă chestia asta se propagă, atunci omul respectiv nu o să mai aibă succes, probabil. Ce content urmărești pe YouTube? Măi, să știi că în ultima vreme nu prea mai stai, că am citit destul de mult, ceea ce mă bucură. Și nu prea am mai stat nici să mă uit la chestii, nici la filme. Chiar mă întreba pe Buzz, mă întreba, și că da, tu la ce filme te-ai mai uitat în ultima vreme? Și zic, m-am uitat la un singur film și asta pentru că am vrut să-l compar cu cartea. Nu m-am mai uitat la nimic în mod special. Nu m-am mai uit la... N-am mai avut timp să, și mai ales că de-a soarele acum am alte preocupări. Fac alte lucruri și v-am zis să încerc să mă concentrez cât mai mult pe citit. Deși n-am mai citit de vreo 4 zile, n-am mai pus mâna pe o carte de 4 zile, că am fost obosită seara ca să mai citesc. Deci trebuie să revin la programul de vară de citit, să citesc dimineața, înainte de a mă apuca de treburi. Că așa am reușit vara trecută să mai citesc câte ceva din dimineața. Și pe YouTube, în ultima vreme m-am uitat mult la clipuri despre cărți. Asta am descoperit mai multe fete care fac recenzii și vorbesc despre cărți și vorbesc despre multe cărți drăguțe. Și asta m-a atras mai mult în ultima vreme. Și altceva, la ce mă mai uit pe YouTube? Mă uit la Tati, în materie de beauty, dacă vreți să zic așa, ca să vreți să vă dau un reper, dacă vreți neapărat. Mă uit la Tati, mă uit la cine mă mai uit? Mă uit la Coffee Break with Danny, ăștia sunt youtuberii pe care eu urmăresc așa pentru ei, în rest caut content, adică mă uit la chestii de fotografie, despre filmat, despre editat, despre cărți, cum v-am zis, nu mă uit la ceva, la o persoană anume, adică în afară de Tati și Coffee Break with Danny, cred că la Loredana de la School și Citesc mă uit constant și alți YouTuber, nu știu, nu prea mai urmăresc constant, mă uit la, caut materialele care mă interesează în mod special, știți? Ceai sau cafea? Amândouă, de ce nu? Dimineața îmi place cafeaua, îmi place să beau cafea.
doar de dragul tabietului, pentru că mi-am dezvoltat acest tabiet și această obișnuință de a bea dimineața cafea, dar dacă mi-ai luat cafeaua de dimineață, aș putea să funcționez normal și fără cafea. Adică nu sunt genul de om care să zică, oh, eu mor fără cafeaua mea de dimineață. Nu, am stat câteva, o perioadă destul de lungă fără cafeaua de dimineață și am sesizat că ne-am murit. Chiar ne-am murit deloc, nu m-a luat Gaia. Și ceai beau așa de dragul de a mă delecta cu ceva sau, nu știu, îmi plac ceaiurile aromate. Beau ceai, nu știu, ca să beau ceai, avară. Amândouă îmi plac, nu pot să zic că... Am perioade în care îmi place mai mult cafeaua și nu, și nu prea beau ceai, am perioade în care îmi place mai mult ceaiul. Și beau mai puțină cafea, depinde de starea pe care o am și depinde de momentul zilei. Adică nu am ceva... Nu sunt foarte strictă pe chestiile astea și nici nu vreau să fiu. Cel mai bun fond de ten pentru ten uscat. M-ai lovit la corazon. Mi-ai dat așa. Mai lungheat, stați un pic. Acum, e bine. Greu. Am învățat că de-a lungul timpului, din experiența mea de ten uscat, cu ten uscat, nu prea te mulțumește nimic. Știți? Adică pe mine personal simt că nu mă mulțumește aproape nimic. Când vine vorba de fonduri de ten. Și tocmai de asta mi-am propus să reiau niște fonduri de ten, să mi le cumpăr din nou și să le mai încerc o perioadă de timp și să mai încerc și altele și să vin cu un clip la voi cu recomandări mai ample despre fonduri de ten pentru ten uscat, pentru că e gravă problema. Să-mi ziceți dacă vă interesează treaba asta, dar o să dureze, adică o să fie de durată, pentru că vreau să cumpăr mai multe fonduri de ten și high-end și drugstore și mai low budget și mai de toate pentru toată lumea, special ca să le pot testa și să le pot compara. Dar, așa, pentru moment, să zice Dream Urban Cover de la Maybelline, așa, dar aici s-ar putea să ai nevoie de un pic de pudră pe parcursul zilei, chiar dacă ai ten uscat, dar arată destul de bine, mie îmi place, are acoperire bună. Acum am folosit ăsta de la Essence, care teoretic este hidratant, dar ați văzut că am pus o bază luminoasă de desubt, deci... Na, așa... altul care să mai fie foarte bun. Depinde de ce vrei. Depinde dacă vrei acoperire, vrei doar așa să-ți hidrateze tenul. Mai mult decât asta e regulă general valabilă indiferent de tenul pe care l-ai. Mai mult decât fondul de ten în sine și decât felul în care arată fondul de ten și așa mai departe, contează skincare-ul, da? Și ce faci cu tenul tău și cu pielea ta și cum o îngrijești. Trust me, I've been there, I've done that. Contează mai mult skincare-ul decât make-up-ul, da? Make-up-ul contează mai mult la nivelul să nu-ți intre în piele și să-ți facă rău pielii. Bine, evident că și aspectul și felul în care te face să arăți contează, bineînțeles că și asta contează, dar vreau să zic, la nivel general contează mai degrabă ingredientele să nu îți îmbâxească tenul mai rău decât este cazul, știți? Cred că mai degrabă pe asta ar trebui să vă concentrați în ceea ce privește machiajul și mai puțin, nu știu, pe alte lucruri și concentrați-vă mai mult pe skincare. Întotdeauna când am grijă de tenul meu, și am grijă să-l demachiez cum trebuie și să-l curăț și să-l hidratez bine, întotdeauna machiajul se așează mai bine decât, decât dacă doar, nu știu. Și asta am observat-o cu produse bune, adică același produs, să iau un produs bun, dacă n-am grijă de tenul meu, no, no way. So, be aware în ceea ce privește skincare-ul, because it's important și mai ales dacă sunteți tinere, nu știu, până în adolescente sau chiar și până în 25 de ani, nu vă bazați doar pe faptul că sunteți tinere și aveți un ten frumos. Aveți grijă de el, da? Începeți să aveți grijă de el cât mai devreme. Și nu vă rupeți coșurile. Nu vă rupeți coșurile, vă rog eu frumos. Just saying. Planuri pe 2022. Personal, YouTube, job, vacanțe, prieteni... make-up and hem,
achiziții. Makeup Mayhem, mai e puțin. Da! Mă gândesc și la Makeup Mayhem. Recunosc că am început să mă gândesc de zilele trecute, ce m-am, că e final de martie și zic, ups, Makeup Mayhem, hello! Deja trebuie să încep să fac lista pentru mai, că în general cam așa fac. Dacă vreau să-mi iasă lucrurile, undeva cu o lună jumate, chiar două înainte, trebuie să mă apuc să fac lista de clipuri și să mă organizez. Da. Întrebarea mea pentru voi este, vreți Makeup Mayhem anul ăsta? Deși știu care-i răspunsul. Știu ce o să-mi spuneți cele mai multe dintre voi, dar eu îmi fac datoria să întreb. Da? În al doilea rând, planuri. Voi cred că știți, dacă mă urmăriți de ceva timp, s-a lipit părul de dos. Așa m-am dat seama că mi-am terminat ochii. Vedeți, dacă fac 15 lucruri deodată, așa, mi-am dat seama că nu mi-am terminat ochii, mi-am pus clipiciul la ochi. Dar nu-i problema că nu mi-am dat mascara. Și ca să-mi pun clipiciul la ochi, udăm pensula cu puțin, niște picături din astea de ochi. Da, voi cred că dacă mă știți de ceva timp, mă gândesc, apropo de asta cu planuri de viitor, că am văzut că se tot repetă, bănuiesc că e și contextul de așa natură și oamenii sunt foarte curioși ce fac alții, pentru că zi, e perioada asta, incertă, am scăpat de pandemie, n-am scăpat, unii zic că da, unii zic că nu, e complicată situația, înțeleg, și mulți vor să se orienteze și în funcție de ce văd la alți oameni, ceea ce nu e nimic rău în treaba asta, dar dacă mă, ca să revin la ce vreau să zic, dacă mă cunoașteți de ceva timp, dacă mă urmăriți de ceva timp, cred că știți că nu prea mi împart planurile cu multă lume și în general nu prea îmi spun planurile și dacă ați văzut voi în ultimii ani, de fiecare dată când mi-am împărtășit planurile, cam 99,99% din timp nu s-au realizat. Și asta m-a făcut să devin oarecum superstițioasă în sensul ăsta. Și dacă vreți așa, un sfat de la mine așa pentru voi. Nu vă mai împărtășiți planurile cu toată lumea. Nu mai spuneți la nimeni ce aveți de gând să faceți, ce vreți să faceți, ce vă trece prin cap, ce idei aveți, pentru că, apropo și de treaba cu oameni toxici, că mi s-a cerut iară să vorbesc mult despre treaba, despre oameni toxici, apropo și de oameni toxici, nu le mai spuneți oamenilor din jurul vostru, poate voi nu vă dați seama că oamenii din jurul vostru sunt toxici și vin cu contraargumente, cum vă dădeam eu exemplu ăla în clipul, în TikTok cu cartea, cu mine și cu cartea. Nu le mai spuneți oamenilor toate planurile voastre, da? Chiar și celor apropiați. Că nu știi în ce mood îi găsești, în ce fază îi prinzi, în cum îi prinzi. Nu mai dați tot din casă. Și referitor la planurile mele, am multe planuri, ce-i drept. Chiar și cu Eugenia, tot așa, într-un daily vlog vă spuneam că am multe planuri. Doar că sunt atât de incerte și sunt atât de, variază foarte mult în funcție de anumite situații care trebuie sau nu să se întâmple, în funcție de anumite contexte. Dacă vreți un plan pe care îl am pentru vara asta și pe care sper din tot sufletul să-l realizez, pentru că mama nu știu dacă se poate, având în vedere că și-a umplut curtea de ligioane, are o grămadă de ligioane și prin ligioane vreau să spun câini, pisici, găini. Așa, vreau să mă duc în vara asta la ea, pentru că e un an special pentru ea, în sensul că schimbă prefixul și vreau să ajung, cel puțin, nu știu dacă o să reușesc să ajung fix de ziua ei, dar măcar în preajma zilei ei de naștere aș vrea să ajung la ea. În rest, alte planuri am, multe, și de călătorit, și de YouTube, de Makeup Mayhem v-am lămurit, și de job, și de familie și de casă, am multe planuri. Eu constant am planuri, adică e foarte ușor să faci planuri. Adică stai și te gândești așa și faci planuri. Planurile ies, nu planul e problema. Adică nu planurile sunt problema, ci realizarea lor, punerea în aplicare, atingerea acelor obiective pe care ți le-ai propus. Alea sunt problemele esențiale ale vieții noastre, nu planul în sine, că planul să faci. Da? Deci, așa.
Sper că nu sunt foarte evazivă. Nu vreau să fiu evazivă și nu vreau să par, nu știu, ciudată. Dar nu prea îmi place să-mi împărtășesc planurile cu oamenii. Ce îți place să fac ca să... Ce îți place să faci ca să te relaxezi? Jesus Christ, de ce nu pot să vorbesc astăzi? Pentru că am definuat mult. Ce îmi place să fac ca să mă relaxez? Păi dacă mă urmăriți pe Instagram, știți. Baie cu spumă. Simplu. Este cel mai simplu. Mă dau cu mascara și I'll be back. Am profitat de ocazie și mi-am făcut și părul. Mi-am ondulat și părul ca să... Meg, cum nu mi se puțin timp. Așa. Următoarea întrebare era cum faci față oamenilor negativi. E complicat. Greu. Depinde de starea pe care o am în momentul respectiv. Sunt situații în care mă afectează oamenii negativi. Eu ziceam că am ruși. Așa. Sunt situații în care mă afectează și sunt situații în care pot să trec peste. Ce zic? Depinde de starea mea foarte mult din momentul respectiv. Cum ziceam, depinde de starea pe care o am. Depinde dacă mă opim pe picior greșit sau nu. În general, nu mă las afectată de oamenii din exterior, să spunem comentarii negative sau lucruri de genul ăsta, pentru că sunt în, mult prea în exteriorul meu. Dar sunt și persoane, nu știu, apropiate, care pot să, printr-o remarcă mai mult sau mai puțin voit, răutăcioasă, să-mi facă rău sau să mă, nu știu, să mă prind într-o zi mai proastă și atunci să îmi strice toată dispoziția sau să mă facă să mă simt și mai rău. Depinde mult de starea mea, cum ziceam, depinde de la cine vine. În general, am învățat să mă detașez foarte mult de persoanele astea negative și chiar dacă vin și îmi spun anumite lucruri, nu prea mă deranjează, știți, nu prea mă lovesc. Dar mai sunt și momente în care, na, mă prind și pe mine, aiurea. Da, și cam asta a fost Get Ready With Me. O să fac o parte a doua pentru întrebări, că mai sunt multe și acum mă uitam prin ele, scrollam așa prin ele să văd cam ce ați mai întrebat și sunt multe picante, sunt multe interesante, așa că așteptați și partea a doua, că vine, cât de curând o să pun și partea a doua după asta. Îl filmez acum și răspund și la întrebările care au mai rămas, pentru că sunt multe, sunt picante, sunt interesante multe dintre ele și vă eram datoare de ceva timp cu acest clip, așa că vă pup, ne vedem în următorul clip, dați un like și un share la clipul ăsta dacă vreți să mai facem astfel de clipuri, veniți pe Instagram că vorbesc acolo în fiecare zi cu voi și cam atât.